cei care vizitează Muzeul de Istorie din Suceava sunt invitați să se așeze pe niște băncuțe făcute după modelul celor folosite în caleștile de acum 100 de ani și prin intermediul ochelarilor speciali să se bucure de o experiență unică la acest moment în România. Vizitatorii au posibilitatea să se plimbe cu o caleașcă de prin Suceava anului 1900. Și atunci ne-am gândit la acest sistem de realitate virtuală cu refacerea câtorva străzi din Suceava, așa cum arătau ele la 1900. În acest sens, noi am beneficiat de releveile realizate de studenții Institutului de Arhitectură Ion Mincu. Acele releve au fost executate în 1958, 56-58. Sigur, ele au fost făcute inclusiv cu detalii pentru feronerie, pentru fațade, și atunci munca noastră a fost ceva mai simplă. Evident, am coroborat această informație cu fotografii de epocă. Muzeul și-a propus să le ofere elevilor lecții 3D cu ajutorul sistemului de realitate virtuală. La solicitarea unităților de învățământ, în măsura în care, evident, și noi avem posibilitatea de a accesa aceste filme, ne gândim să realizăm la muzeu lecții 3D, în sensul că programa presupune, nu știu, Egiptul antic, elevii pot veni la muzeu într-o oră să vadă în tridimensional o piramidă, o vila romana sau un templu grecesc sau alte elemente. Sistemul de realitate virtuală a costat aproape 200.000 de lei cu tot cu TVA și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a fost printre primii care l-au testat. Vizitatorii vor putea să vadă Suceava anului 1900 în cadrul manifestării Noaptea cea mai lungă. Atunci, intrarea va fi gratuită. Ulterior, această experiență va costa 3 lei de persoană.